Salut, eu sunt Ștefan de la Smart Home Systems și astăzi voi prezenta noul mini server Loxon. Într-un video anterior v-am prezentat ce este sistemul de automatizare Loxon și faptul că întregul sistem se învârte în jurul unui creier numit mini server. Fiind un sistem centralizat, acest dispozitiv este inima oricărui sistem de automatizare Loxon, fie că este vorba despre o clădire rezidențială, comercială sau chiar industrială. Acum să deschidem cutia. Avem o fișă tehnică și acesta este noul mini server Loxon. Noua generație de mini server are funcții îmbunătățite de securitate, o creștere semnificativă a performanței, chiar de 21 de ori față de generația anterioară, și o interfață Loxon 3 incorporată, care este de fapt o linie de comunicație pentru 50 de dispozitive Loxon. În acest proces de upgrade se pare că au eliminat interfața KNX, care permitea folosirea acestui mini server pe post de server de vizualizare în sistemele KNX și a porturilor de ieșire analogice 010V. Acestea se găsesc totuși separate ca și interfață KNX, respectiv extensie analog output separată. Și acum să trecem la componentele mini serverului Loxon. În partea stângă jos avem conectorul de alimentare. Acest mini server se poate alimenta la o tensiune cuprinsă între 19 și 30 de volți. Noi îl alimentăm la 24. Următorul conector este conectorul Link, cel albastru-alb, care permite conectarea tuturor extensiilor Loxon până la 30 de dispozitive, 30 de extensii. Următorul conector este pentru interfața Loxon 3. Acesta permite conectarea dispozitivelor Loxon, cum ar fi touch-uri, senzori, spoturi smart. Această interfață, după cum vă ziceam și înainte, a fost adăugată în locul interfeței KNX. În partea dreaptă jos avem ieșirile digitale. Avem până la 8 ieșiri digitale, fiecare de câte 10 amperi. Aceste ieșiri sunt foarte bune dacă vrem să controlăm iluminat, electrovane, jaluzele. Le putem folosi aproape la orice funcție. În partea de sus avem un conector Ethernet care permite conectarea acestui mini server la un router și automat avem control de pe telefon, tabletă, la întregul sistem de automatizare. Lângă el avem un card SSD de 8 GB pe care se stochează întregul proiect și program de automatizare. Următorul este un port de intrări binare. Avem 8 intrări binare care ne ajută să preluăm informații de la un întrerupător clasic, de la un contact magnetic dintr-un geam, iar ultimul port este de analog input. Acesta ne permite înregistrarea 4 informații analogice, precum o temperatură, o umiditate sau chiar o intensitate luminoasă. Pentru a înțelege mai bine capabilitățile acestui sistem de automatizare, vă voi prezenta o schemă care are în centru mini serverul Loxon. Se poate observa, în partea de jos avem comunicația 3. Această comunicație permite conectarea tuturor echipamentelor de câmp ale sistemului Loxon, cum ar fi touch-uri, vane, senzori smart. În partea dreaptă avem comunicația Link, care permite conectarea mini serverului cu extensii, dar și cu interfețe de comunicație cu alte protocoale. În partea dreaptă jos avem comunicația Link între mini server și extensiile sistemului Loxon. Se poate observa că avem dimmer extension, care se ocupă de dimarea a 4 circuite de iluminat, relay extension, 14 circuite de control on-off, pe care le folosim atât la iluminat on-off cât și la jaluzele sau electrovane. Analog input, după cum vă ziceam, permite integrarea unor semnale 010V. Analog output, care permite controlul 010V al unor echipamente de ventilație, de exemplu, în care dorim reglarea de la 0% a unui ventilator. Și digital input, în care preluăm informațiile binare, cum ar fi un contact magnetic dintr-un geam. În partea dreaptă sus avem toate interfețele de comunicație cu alte protocoale, tot prin conexiunea Link. Se pot observa câteva protocoale foarte cunoscute, cum ar fi Modbus, KNX, Enotion, DALI, DMX,
RS485 și interfața AirBase, care permite conectarea dispozitivelor Air, care le vedeți deasupra mini-serverului. Putem avea diferite echipamente wireless care pot comunica cu echipamentul, cu mini-serverul Oxon, cum ar fi touch-uri, senzor smart, contacte la geamuri, alarmă și așa mai departe. În partea stângă avem toate echipamentele care comunică cu mini-serverul prin rețea. Se poate observa că putem controla cu ajutorul mini-serverului camerele de luat vederi care sunt pe IP, televizoare, interfoane care și ele sunt pe IP. Tot prin rețea, mini-serverul poate comunica și cu noul audio server de la Loxon, pe care îl vom prezenta într-un alt video. Iar în partea de sus avem conexiunea de care vă ziceam între mini-server și router, care permite atât controlul de la distanță folosind telefonul sau chiar calculatorul, cât și programarea sistemului de la distanță. Acum că avem informații despre partea hardware, putem trece la partea software. Sistemul Loxon se programează folosind softul Loxon Config, care permite crearea unor pagini de logică de tip Function Block. Cei care au background în automatizări industriale știu despre ce este vorba, mai exact acest mini-server seamănă foarte mult cu un PLC. Acest mediu ne permite să realizăm logică destul de complexă, care ne va ajuta la îndeplinirea oricărei dorințe a clientului nostru. După ce programăm un sistem de automatizare Loxon, putem configura ce funcții dorim să vizualizăm pe aplicație. Țin să precizez faptul că aplicația de control la distanță vine la pachet cu acest mini-server, lucru care ajută foarte mult la realizarea unei interfețe de vizualizare rapidă și eficientă. Un aspect important al acestui sistem și al acestui mini-server este faptul că este cloud-free. Asta înseamnă că fiecare client care are un sistem de automatizare Loxon este 100% proprietarul acelui sistem și a informațiilor pe care mini-serverul le stochează și le transmite. Mai exact, în momentul în care ne conectăm cu ajutorul aplicației pe sistemul casei noastre, avem o legătură directă între telefon și mini-server. Nu este ca la device-urile IoT care au nevoie de un server activ al producătorului în cloud pentru a putea controla de la distanță dispozitivele. Și un ultim beneficiu este faptul că firma Loxon lansează des update-uri de soft pentru acest mini-server. În momentul în care avem deja sistemul implementat cu funcțiile de bază, putem adăuga în viitor funcții noi care să aducă plus valoare proiectului. De exemplu, la ultimul update a fost permisă adăugarea unor randări pentru o vizualizare mai frumoasă a locuinței. Sper să vă ajute toate aceste informații și să facă puțină lumină în ceea ce privește beneficiile reale ale integrării unui astfel de sistem profesional de automatizare. Dacă vrei să afli mai multe despre sistemele de automatizare de tip Smart Home, te aștept în secțiunea de comentarii, iar dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te la canalul nostru de YouTube folosind butonul de subscribe. Până data viitoare, te aștept pe site-ul nostru smarthomesystems.ro sau pe pagina noastră de Instagram Smart Home România.